În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stăpâne, îngăduie-mă și îți voi plăti ție tot. Iubiți credincioși, avem o expresie în limba română pentru cei care se bucură de roade înainte de vreme. Și anume, se spune, toamna se numără bobocii. Acum, multă lume crede că e vorba de studenți. Nu. Cei care în primăvară se bucură văzând că din ouă rămân 100% din boboci, pot să își autoevalueze greșit gospodăria dacă vor înmulți fiecare boboc cu fiecare leu pe care îl va aduce, pentru că în timpul primăverii înseși și apoi al verii se pot întâmpla multe. Și de aceea bobocii nu se numără niciodată primăvara, ci toamna. Astăzi Sfinții Părinți au rânduit o evanghelie pe care întotdeauna noi o privim așa de departe. Și anume atunci când e vorba de doi datornici. Și întotdeauna stăm relaxați și spunem, da, nu suntem noi. De ce? Foarte simplu. Sfânta Evanghelie după Matei ne spune că într-una din zile, Mântuitorul a zis pilda aceasta. Un stăpân, într-o bună zi, a vrut să regleze conturile cu niște supuși. Și i-au adus la el doi datornici. Mai întâi pe unul cu 10.000 de talanți. 10.000 de talanți, să știți că trebuie să traducem puțin. Mai pe românește înseamnă 49 de tone de argint. Este un fel de poveste românească cum creștea făt frumos într-o zi cât alții în 10 ani. Adică era o sumă fabuloasă. Nici nu știu dacă putem să o transformăm așa fără să ne împiedicăm în salariul minim pe economie, nu știu câți ani ar fi însemnat. Și văzând că nu are cu ce să-i plătească acești 10.000 de talanți, stăpânul a zis, vindeți-l pe el, femeia lui, copiii lui, toate ale casei, și s-au dus să-l ia în temniță. Timp în care acesta se ruga de stăpân, spunând, îngăduie-mi și îți voi plăti ție tot. Și stăpânului i s-a făcut milă și nu numai că i-a îngăduit, ci i-a iertat și toată datoria. Aș vrea să rămân puțin pe marginea acestui fragment, pentru că din start vreau să vă spun că era vorba de o viclenie sau de un cuvânt neacoperit. M-am gândit foarte mult dacă noi cei care avem datorii pe la bănci nu am fi din partea ilaltă evaluați de către bancă și și-ar spune așa, decât să îi iau casa și femeia și copiii, adică tot ceea ce muncesc toți și eu tot nu pot să-mi recuperez nimic, mai bine îl las pe om în casă să facă ce o face, să aibă mintea liberă, îi las și soție, îi las și copiii liberi, astfel încât să-mi plătească datoria. Ei bine, în cazul de față însă, cum am zis, aproape 50 de tone de argint nu putea niciodată cineva să plătească tot. Înseamnă că sluga aceea ori a spus un cuvânt neacoperit, așa cum am spus, ori a vrut să-l inducă puțin în eroare pe cel care îl împrumutase, dar mai este o problemă. Cum de ajunsese la așa o datorie? Pentru că o datorie de aceasta nu poți să o faci într-o zi. Vă spun eu, m-am dus la bancă și m-au chemat vreo 3 luni jumate cu cât un act. În ultima lună, știți ce am făcut? Trebuia să înnoiesc adeverințele care își pierduseră valabilitatea. Nimeni nu-ți dă banii ăștia într-o zi. Și atunci, înseamnă că ori a avut pe cineva care
l-a îngăduit încă din timpul în care această datorie s-a săvârșit, ori pur și simplu stăpânul acela avea o altă logică peste care nu ne băgăm. Pentru că și la noi băncile au o altă logică de își angajează niște oameni care fură din propriul buget. Adică cum poți să accepți că un om are salariu de nu știu cât când tu știi că în România nici nu se dă acel salariu? Dar nu intrăm mai departe ca să le luăm pâinea celor de la bancă. Noi mergem mai departe cu ce a făcut omul nostru. Omul nostru, după ce s-a văzut că nu mai are datorii, cu conștiința unui om liber, care poate să se manifeste de acum fără teama că a doua zi se trezește cu aceleași datorii, să spunem că ar fi fericitul caz, că mi se pare că există unul la nivel planetar, care a putut să dea casa în plată și a câștigat. Ei, să zicem că acel caz este o tipologie aparte, și anume, în momentul în care s-a văzut din datornic în om cu datorii zero, ce a făcut? Și-a schimbat atitudinea. Cum s-a întâlnit pe cale cu unul care avea o datorie de 100 de dinari? 100 de dinari, și aici trebuie să traducem puțin. Când Mântuitorul a spus parabola lucrătorilor viei, i-a angajat stăpânul pe un dinar. Înseamnă că un dinar era plata pentru o zi. Împărțiți minim pe economie la 3 zile și o să aflați cât însemna un dinar. V-am dat și temă de casă să nu vă dau mură în gură, că deși e vacanță, trebuie să se rotească puțin în mintea noastră niște angrenaje. O să zic că o diferență așa de mare între datoria asta de 10.000 de talanți și 100 de dinari ne dă la iveală o nouă categorie umană. Care? Aceea a omului ajuns. Ei, și o să vă întrebați, dar ce s-a ajunsese omul ăla? Că nu primise nimic în plus. Ba da, primise ceea ce nu i se mai cerea de către altul. Fiți atenți aici, că aici este vorba de cum funcționează rotițele în capul omului. Și anume, deși n-a primit ceva clar care să-l arunce dintr-o categorie într-alta, să zicem, mă, dintr-un parc auto de 10 mașini, peste noapte s-a pomenit că are 100 de mașini. Bă, puteai să zici, da, lui ăsta deja i s-au aprins beculețele și e alt om. Bă, dar de la o situație în care n-ai nimic, rămânești, ești pârlit, și zice cineva că nu mai ai datorie la el, ce se poate întâmpla de se schimbă atât de mult mintea omului? Da, se poate întâmpla că, deși nu ai primit absolut nimic, deși poate că este o vorbă că ți s-au iertat datoriile, pentru că datoriile acelea nici nu puteai să le plătești vreodată, hai să zicem, maximum, omul scăpase de pușcărie. Mă, e și aici o situație. Și totuși s-a modificat în el ceva. În loc să fii mai bun, dacă cineva a fost mai bun cu tine, în mod normal se așteaptă ca să fii și tu la fel ca el. Nu. Atunci i s-a deschis o poartă de acces către o altă categorie. Adică din creditor a devenit debitor. Era pentru cel pe care îl împrumutase, era deja o altă persoană. Și atunci a zis, dă-mi mie tot. Și l-a dus în temniță și, aflând stăpânul lui, l-a chemat înapoi și a zis, slugă netrebnică și vicleană, ți-am iertat toată datoria pentru că m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de semenul tău? Și se spune că l-au aruncat în temniță până va plăti tot. Ei, să știți că v-am spus așa câteva cuvinte din ceea ce am citit pe la comentatori, tocmai pentru a vă spune acum că nimic din ceea ce v-am spus nu este valabil. Pentru că stăpânul acela, sau despre stăpânul acela, se spune că l-a aruncat în temniță până când va plăti tot.
Se poate așa ceva? Se poate, de exemplu, ca o bancă de la noi să aștepte așa, să stăm noi în temniță și să-i plătim datoria? Cine o plătește? Nimeni nu plătește nicio datorie. Înseamnă că nu e vorba de bani. Înseamnă că degeaba am învățat noi și am ținut minte până acum că înseamnă 49 de tone de argint, când colo aflăm acum că de fapt nu e vorba de nicio datorie de felul acesta. Este vorba de libertate. Libertatea noastră este foarte scumpă. Nu se poate cântări nici în 10 de tone de argint, nici în 10 de tone de aur, în nimic altceva decât în frumusețea cu care putem să trăim așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Și anume, dacă libertatea asta așa o valoare are, trebuie să luăm aminte. De ce mi s-a luminat mie astăzi, citind Evanghelia, acest înțeles? Pentru că tot libertate era și pentru cel ținut în temniță pentru 100 de dinari și pentru cel ținut în temniță pentru 10.000 de talanți. Înseamnă că libertatea este egală, dar răpirea sau pierderea libertății se poate face pe mai multe căi. Nu era nevoie ca acela să aibă o datorie așa de mare, dar și-a pierdut libertatea pentru că cel care-i deduse banii nu l-a îngăduit. Așadar, haideți să vedem ce este cu această libertate. Libertatea nu este de una singură. Libertatea este viața noastră. Atunci când în viața noastră intervine un dezechilibru și un organ al nostru nu mai este în stare să își facă datoria, acel organ în primul rând devine vedetă. Cum v-am mai spus, fratele Gavril Liceanu spunea atunci când a început să mă doară inima, inima mea a devenit vedetă. Toată lumea se dea la o parte, trecesc că vine Gabi și are probleme cu inima. Și până atunci nu mă băga nimeni în seamă. Nu îmi dădea nimeni loc în autobuz, nu se dădea nimeni la o parte, dar când a devenit inima mea un personaj principal, iată că altfel se pune problema. V-ați gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat libertate vis-a-vis de un organ? Gândiți-vă numai la rinichi. Știți câte ore pe săptămână stă cineva la dializă? V-ați gândit vreodată când pierdeți 5 minute că alții stau câte 12 ore, 3 zile din săptămână, în fiecare săptămână, pentru toată viața, țintuiți de un aparat care le face dializa în locul organului lor care nu mai funcționează cum trebuie și totuși și acolo organul trebuie să funcționeze puțin. Iubiți credincioși, la această libertate nu s-a gândit nimeni până astăzi. Eu unul personal m-am gândit de câteva ori, dar nu am mers până acolo încât să-mi dau seama de adevărata valoare. Acei 10.000 de talanți reprezintă libertatea pe care organele noastre interne ne-o dau. Când știe omul că este prețioasă sănătatea? Atunci când începe să șubrezească. Atunci când începe să nu se mai simtă bine, toată lumea se roagă, Doamne, dă-mi sănătate, că dacă avem sănătate, avem de toate. Nu este așa. Sănătatea nu este o cauză, este un efect. Gândiți-vă de ce am pierdut-o. Probabil că am pierdut-o dintr-un șoc emoțional negativ. De ce l-am lăsat să ne șocheze? De ce am lăsat un eveniment să ne șocheze? Pentru că e foarte clar că nimeni nu-i poate face rău decât dacă îi dăm noi voie. Și o să spuneți că am luat-o puțin așa rara. Nu, vă vorbește un diabetic care de 16 ani tot ia pastile, tot face injecții și mulțumesc lui Dumnezeu că am libertatea de a posti, că am libertatea de a mânca și o dată pe zi și la 36 de ore o dată. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a arătat
că se putea și mai rău. De aceea vă spun, adevărata noastră valoare constă în ceea ce, din păcate, nu băgăm în seamă. Făceam exerciții odată pentru diabetul pe care îl mai scot la plimbare câteodată și vreo două săptămâni m-a durut un picior de nu puteam să-mi fac plimbarea și atunci am zis cât de netrebnic am fost până atunci. Nu am mulțumit niciodată lui Dumnezeu că dacă pot alerga, dacă pot face o bandă, dacă pot face un sport, o fac pentru că pot, dar ferească Dumnezeu să nu mai pot. Pentru că apoi se trag unele pe altele. Sedentarismul din urma lipsei de mișcări o să agraveze cu atât mai mult diabetul și o să fiu în fața dumneavoastră un pacient care toată ziua o să-l vedeți că se roagă, Doamne, dă-mi sănătate. Deocamdată mă rog pentru păcatele fiilor mei duhovnicești să fie iertate. Și de aceea mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat libertatea diagnosticului de a mă ocupa de ceea ce este cu totul și cu totul cu prioritate și cu valoare maximă. De aceea m-am gândit astăzi că, de fapt, datoria pe care noi, pentru că nu e vorba numai de doi oameni care erau datori în fața unui mare stăpân, ci e vorba de fiecare dintre noi. Adevărata noastră valoare, adevărata noastră datorie este, culmea, față de propria noastră persoană. Deși v-am mai spus și altă dată, toate dereglările din corpul nostru pornesc de la noi. Se și spune, de exemplu, în lumea nutriționiștilor pe care o cunosc mai bine și a bolilor de metabolice, se spune că omul își sapă cu proprii dinți groapa. Este adevărat. Atunci nu trebuie să ne speriem de asta. Dar mergem mai departe. De unde pornește boala? Boala pornește de la noi pentru că trece prin noi un eveniment care ar trebui să treacă puțin pe alături. Și o să mă contraziceți că nu putem să ne dăm la o parte. Ba, putem să ne dăm la o parte. Pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să le trăim. Dar altele ni le-a dat ca să fim spectatori la ele. Dacă ar trece toate așa zisele eșecuri prin noi, în scurtă vreme ne-am îmbolnăvit. Bun, asta nu putem să o facem. Nu putem să o facem, sunt de acord cu dumneavoastră și mergem mai departe. Să vă spun ceva care putem să facem și anume să nu luăm ziua în derâdere. Calculul simplu pe care vi l-am spus, vi-l repet acum în câteva cuvinte, trebuie să împărțim ziua conform Sfintei Treimi, în trei. 24 împărțit la 3, pe timpul meu făcea 8. Vă să zic că 8 ore și cu 8 ore și cu 8 ore fac o zi întreagă, o zi și o noapte. Că ziua e zi și noapte. Aceste 8, 8, 8 trebuie să fie împărțite în mod egal. 8 ore pentru muncă. Dacă suntem elevi, pentru învățat. 8 ore pentru familie și 8 ore pentru odihnă. V-ați făcut socoteala și ați făcut o medie care din categoriile de 8 au fost nedreptățite în ultimii ani? Cred că fiecare și-a luat chipurile de la el, nu a luat de la el. Un om care este bolnav, este bolnav pe spatele copiilor, ori pe spatele părinților, ori pe spatele vecinilor, ori pe spatele colegilor. Un bolnav nu este bolnav de sine, că n-ar avea nimeni cu el. Dar un bolnav este o fire mai irascibilă, care se împacă foarte greu cu vecinii, căruia îi sare țandăra pe acasă. Un om bolnav este un om nedrept, un om egoist, care se gândește mai mult la el decât la alții. Un om care își cheamă copiii de departe să-l vadă din când în când, că vezi, Doamne, nu mă poartă în seamă. Un om bolnav este un om care nu-și vizitează la vreme părinții. Așadar, nu avem voie să fim bolnavi, măcar atâta vreme cât să nu o facem conștient, pentru că ne dreptățim pe ceilalți. Și atunci revenim la întrebare, care este valoarea omului? Libertatea, sănătatea și numărul de zile pe care ne le-a dat Dumnezeu.
Vă aduceți aminte când vă spuneam despre părintele acela de 90 și ceva de ani, care la o mormântare, fiind înconjurat de colegi de-ai mei, i-a lăsat pe toți în urmă, adică și cânta mai bine decât ei, și era și mai în vervă decât ei, și la masă spunea lucruri pe care ei nu le știau, și un coleg de-al meu a îndrăzit și l-a întrebat: părinte, care este secretul? Și a zis: tată, nu e niciun secret, totul este la noi. În primul rând să nu uitați că numărul anilor nu putem noi să îl avem în grijă. Nu putem să intervenim. Zile nu ne putem adăuga, dar putem să ne scădem. Eu măcar cu asta, zice, m-am ocupat toată viața. Am căutat să nu-mi iau singur din zile. Prin cumpătare, prin somn la bună vreme, prin grijă față de ceilalți, prin neenervare și prin toate celelalte lucruri care mi-au fost mie la îndemână. Și să știți că nu dusese o viață chiar pe roze. Iubiți credincioși, adevărata noastră valoare este atunci când nu avem regrete. Știu foarte multe cazuri de oameni care, după ce acumulează într-un fel sau într-altul lucruri material, lucru care nu este așa de dat cu piatra, să știți. Dar în momentul în care se uită în jur și constată că atunci când era în ascensiune, când își făcea case sau când își făcea garaje, când își făcea afaceri, erau și oameni pe lângă el, după ce a rezolvat aproape totul, se uită că a rămas singur. Eu v-am spus că am văzut foarte multe case mari, pustii, pentru că nu de casă are nevoie omul, ci de cămin. Dar la început confundă lucrurile și construiește întâi casa fără să-și întrebe copiii dacă au vreodată de gând să stea lângă mofturile lui sau dacă cei care au fost certați sau obstrucționați într-un fel când el făcea casa vor mai sta cu plăcere și cu bucurie în casa aceea. Și au plecat, tată, de nu s-au mai uitat înapoi niciodată. Și atunci omul acela care la un anumit nivel spune aș da tot numai să am liniște sau să mai am prieteni sau să mai am copiii pe lângă mine, acela știe ce înseamnă datoria de 10.000 de talanți. Pentru că asta este valoarea pe care o pierdem. Niciodată nu putem să o câștigăm. Este o valoare prin minusul ei. Și este un câștig atunci când este iertată datoria aceasta. Nimeni nu poate să acumuleze atât, în afară de cazurile patologice, iertați-mă. Eu vorbesc de oamenii normali. Nimeni nu poate să acumuleze 10.000 de talanți, dar îi are atâta vreme cât n-are nevoie de ei. Știe că îi sunt iertați. Știe că, de fapt, dacă i-ar avea, ar avea nevoie de ei. Acum vreo 20 de ani și mai bine, era un anunț, da, 20 de ani și mai bine, pentru că nu era moneda euro, era numai despre dolari vorba atunci, era un anunț că cineva are nevoie ca să facă un schimb de sânge și de măduvă și așa mai departe, de $1.000.000. Și atunci mi-am chemat fetele și am zis: fetelor, avem $1.000.000. Și-au făcut niște ochi mari. Zic, da, pentru că n-avem nevoie de el. Asta e datoria de 10.000 de talanți. Din păcate, însă, noi nu o băgăm în seamă. Sau credem că, dacă tot e un lucru gratuit, de ce am băgat-o în seamă? Tocmai ca să ne ajungem să constatăm când ne lipsește. Să nu ajungem niciodată să spunem că am dat tot, numai să avem altceva decât am adunat cu greutate de multe ori, din păcate. Iubiți credincioși, cred că mergând acum spre casele noastre, nu e nevoie să găsim pe cel care ne este dator la noi cu 100 de dinari, pentru că s-ar putea să vă transformați în cei care caută cine are datorie la mine. Știți cine are datorie la dumneavoastră?
Cel care vă încalcă libertatea, cel care la primul semafor nu vă lasă să vă folosiți dreptul de prioritate de dreapta, acela este dator cu 100 de dinari, nu cu mai mult. Dacă vom ști că de acum plecând de la biserică, cel care ne încalcă într-un fel sau într-altul libertatea, ne încalcă într-un fel sau în altul din punctul nostru de vedere un drept de-al nostru, acela e dator la noi cu 100 de dinari. Lăsați-l așa. Câștigăm mai mult dacă nu-i cerem suta aceea de dinari. Dacă nu îi cerem suma aceea mică, cu siguranță că nu vom avea nevoie de suma aceea mare cu care noi înșine suntem datori și pentru care nouă ne poate fi luată libertatea în schimbul ei. Ce înseamnă asta? Păi mai ești un om liber când te superi pe cineva pentru un amănunt? Mai ești un om liber când pleci dintr-o intersecție plin de nervi și cu adrenalină în sensul greu al cuvântului și chiar aș spune într-un sens de venin în sânge atunci când vezi că altcineva ți-a tăiat fața și trebuia să fie dreptul tău? Mai ești liber? Nu mai ești liber, pentru că mintea ta nu mai este una liberă. Este una care gândește că i s-a confiscat libertatea de a face ceva, i s-a confiscat un drept care, vezi, Doamne, ar fi al nostru. La așa ceva trebuie să gândim măcar în jumătatea de zi care ne-a rămas. Pentru că sunt sigur că dacă începem, restul pune Dumnezeu. Și atunci când vom auzi că am fost eliberați de acea datorie de 10.000 de talanți, să știm că de fapt am fost lăsați în libertate. Am fost lăsați în libertate să trăim frumos, pentru că libertatea ne-o câștigăm dând-o altora. Dacă noi dăm libertate celui care ne agresează, acum să nu credeți că Dumnezeu nu vede cu adevărat dreptatea. Nu trebuie să arătăm noi că avem dreptate. Noi trebuie să arătăm că am înțeles că avem posibilitatea să fim buni sau răi. Și alegând să fim buni, putem să auzim bunătatea lui Dumnezeu. Iertate sunt datoriile tale pentru că m-ai rugat. Așa să ne ajute Dumnezeu.